Florin, victorie grea, muncită. Ne așteptam la un astfel de meci, însă sunt foarte fericit pentru victoria, această victorie. E prima din retur. Până acum am făcut jocuri bune și am pierdut. Sau am făcut egal, cum a fost cazul meciului trecut. Astăzi sunt fericit că, deși am făcut un meci, a doua repriză, un meci mai slăbuț, am reușit să câștigăm până la urmă. Dacă Lupu face 2-0 în prima repriză, când a ratat singur cu portarul, era mult mai liniștiți. Problemele din lot își pun amprenta, suntem puțini, dar ăștia care suntem trebuie să strângem rândurile să mergem înainte. Trebuie să dai berea lui Nicușor Neacșu și lui Mogoșanu. Astăzi au făcut o partidă foarte bună. No, toți au jucat bine, suntem o echipă. Chiar și Neacșu a avut probleme, a jucat cu probleme și Lupu are probleme. Dar asta este fotbalul și v-am zis, avem un grup unit. O să dau bere la întreaga echipă, nu se pune problema la noi. Așteptai să fie atât de greu? Mă așteptam să fie un meci greu, mă așteptam să câștigăm la o diferență mai mare. Însă am întâlnit o echipă ambițioasă, la fel ca noi, și jocul nostru, să fim sinceri, a scârțit în repriza a doua. N-au reușit să ținem de rău de minge. Am intrat în jocul lor cu mingi lungi. Să cea mai importantă e victorie. Sâmbătă reușiți două reprize bune cu Podariu în derbiul de Dolj. Sperăm. Ne așteaptă un meci foarte greu acolo. Podariu în ultimele meciuri au arătat o creștere valorică, au luat 7 puncte în ultimele 3 meciuri. Chiar am văzut ultimul meci cu Craiova. Au într-adevăr un grup bun și au revenit și Preda și celălalt Cârstea, a intrat foarte bine în joc. Ne va aștepta cu siguranță un meci dificil, însă sperăm să facem o partidă bună și să câștigăm punct sau puncte. Vă revine și vouă, Duriță astăzi a lipsit, s-a simțit absența lui în antrenajul echipei? Într-adevăr, cum ne lipsește un jucător, se simte. Cel mai mult ne lipsește Daniel Bălașa, în schimb, care era un jucător reprezentativ, un jucător care putea să iese cu mingea la picior, să creeze superioritate numerică, să-i țină pe cei mai tineri în frâu, dar problemele de sănătate ale copilului și-au pus amprenta și ne lipsește într-adevăr. Acolo avem cea mai mare problemă în defensivă.